Antrenorul Mihai Tej a declarat la conferința de presă de dinaintea partidei cu Dinamo că meciul de luni reprezintă un prim test greu prin care dorește să vadă la ce nivel se află echipa. Tehnicianul cazului este suspendat și pentru această etapă, astfel că el nu va fi pe banca medieșenilor. Ca orice meci este pentru noi, am spus de la început și cu băieții am hotărât că orice meci este ca o finală. Indiferent că jucăm cu Voluntari sau cu Chiajna sau cu Dinamo, cu Steaua, într-adevăr, Dinamo este o echipă puternică, este un brand. Văd că s-a format un grup destul de bun acolo, joacă destul de bine, au jucători cu calitate individuală care poate să facă diferența în orice moment. Va fi un meci greu, dar în același timp un test pentru noi pentru a ști unde ne situăm. Pentru că, până la urmă, de aceea te apuci de fotbal și ca antrenor și ca jucător de fotbal, să poți să întâlnești acești adversari, să poți să te bați de la egal la egal cu echipele puternice ale campionatului. Secretul nu există neapărat un secret, ci e munca. Muncim în fiecare zi, la fiecare antrenament, încercăm să creăm o coeziune, încercăm să creăm într-un timp cât mai scurt o omogenitate și fiecare jucător trebuie să știe ce are de făcut din punct de vedere tehnic-tactic. Există o disciplină tehnico-tactică, o disciplină în afara terenului. Din punctul acesta de vedere sunt foarte mulțumit de băieți pentru că se antrenează foarte bine și reacționează foarte bine la ceea ce eu le cer și suntem un grup unit. Asta este un lucru bun.